la acest Parlamentarul subiect, Robert dar Anastase a ieșit la atac. Aflată în opoziție, aceasta învinuiește reprezentantul guvernului în teritoriu pentru un ordin dat cu ceva timp în urmă. Primarul din Drașna, Violeta Gonțea, a fost suspendat din funcție de prefectul Marius Sersea în urma unui referat întocmit de secretarul Unității Administrativ-Teritoriale, prin care se arăta starea de incompatibilitate în care se afla primarul. Deși Tribunalul Prahova a respins cererea Violetei Gonțea de a fi repusă în funcție, Curtea de Apel Alba Iulia, prin strămutarea procesului, a decis ca aceasta să se întoarcă la conducerea primăriei. De un an și trei luni, noi spunem că s-a făcut un abuz fără precedent, fără niciun punct de vedere de la Agenția Națională de Integritate, folosindu-se de prevederile legii, în schimb, care vizează incompatibilitățile. Domnul prefect Sersea a suspendat-o din funcție pe doamna primar Violeta Gonțea. Prefectura explică însă că nu a fost vorba de un abuz, ci de sesizarea făcută de secretarul primăriei, exact cum și deputatul Robert Anastase a declarat că la baza ordinului prefectului a stat chiar legislația. În situația în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunță la una dintre cele două funcții incompatibile în termenul prevăzut la alineatul 3, prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile la propunerea secretarului Unității Administrativ-Teritoriale. Se arată în comunicatul de presă emis de instituția prefectului Prahova. În plus, prefectura garantează că decizia Curții de Apel Alba Iulia va fi respectată în termeni legali. La data în care instituția prefectului județul Prahova va primi oficial certificatul de grefă privind sentința pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, se vor lua măsurile stipulate în aceasta.